Din nou în direct, regele Charles al III-lea are cancer. Anunțul a fost făcut de Palatul Buckingham, iar suveranul și-a amânat deja îndatoririle publice și se întoarce la Londra pentru tratament. Medicii au descoperit cancerul chiar în timpul operației de prostată la care regele a fost supus. Mai mulți lideri politici au reacționat deja la veste și au transmis mesaje. Inclusiv prințul Harry se va duce acasă pentru a-și vedea tatăl. Potrivit primelor informații, regele Charles are cancer, însă nu are legătură cu diagnosticul recent de prostată mărită, pentru care regele a și fost operat săptămâna trecută. Cu toate acestea, medicii au observat cancerul chiar în timpul operației. Regele și-ar fi început deja tratamentul și a informat personal despre starea sa pe fiii lui, prințul William și prințul Harry. Acesta din urmă va călători din California în Marea Britanie pentru a-l vedea pe rege în zilele următoare. Palatul Buckingham a anunțat și întoarcerea regelui la Londra. Majestatea sa a început astăzi un program de tratamente regulate, timp în care medicii l-au sfătuit să-și amâne îndatoririle publice. Pe tot parcursul acestei perioade, majestatea sa va continua să se ocupe de afacerile de stat și de documentele oficiale. Regele este recunoscător echipei sale medicale pentru intervenția rapidă, care a fost posibilă datorită procedurii sale recente în spital. El rămâne pe deplin optimist în ceea ce privește tratamentul său și așteaptă cu nerăbdare să revină la serviciul public de plin cât mai curând posibil. La știrea a reacționat și premierul Rishi Sunak, care i-a transmis regelui un mesaj. Îi doresc majestății sale însănătoșire completă și grabnică. Nu mă îndoiesc că va reveni la putere maximă în cel mai scurt timp și știu că toată țara îi va ura binele. Un mesaj i-a fost transmis regelui și de către premierul canadian Justin Trudeau. Eu, precum canadienii din toată țara și oamenii din întreaga lume, mă gândesc la majestatea sa, regele Charles al III-lea, în timp ce se tratează de cancer. Îi transmitem cele mai bune urări și sperăm la o recuperare rapidă și completă. Diagnosticul primit de regele Charles înseamnă că este puțin probabil ca regele să fie prezent la slujba de ziua Commonwealth-ului, care va fi susținută la Westminster Abbey pe 11 martie și la care de regulă participă toți membrii importanți ai familiei regale.